Basme în limba română. Prințesa bogată și prințesa săracă. Odată, într-o noapte înstelată, împărăția adormită a Everdan era scăldată în strălucirea blândă a lunii. În acea noapte, în castelele învecinate, s-au născut două scumpe prințese și Luna. Cu bunătatea ei, păstrase cele mai strălucitoare raze pentru micii veri regali. Acum, Everdan era un regat împărțit de un râu și condus de doi frați, regele Edward și regele Frederick. Partea regelui Frederick era cunoscută sub numele de Everdon Shine, oamenii săi prosperi cu bogăție debordantă, iar bogăția sa rivaliza cu strălucirea soarelui. În timp ce partea regelui Edward era mai umilă și era cunoscută sub numele de Everdon Glow. Nu avea bogăție sau extravaganță, dar smerenia și bunătatea domneau peste tot. Fica regelui Edward se numea Isabel și era bună și iubitoare. Oh, nu! Uite, ți le voi duce eu! Ce amabilă e prințesa noastră! Ea a fost crescută cu valori de empatie și compasiune și se amesteca printre oamenii din Glow. Fiica regelui Frederick, Arabel, era crescută înconjurată de cele mai bune lucruri din lume. Primea tot ce își dorea și era prietenă doar cu cei bogați. Un cadou? Nu destul de strălucitor! De ce ai accepta asta? Oh! Păi... totuși că e drăguț. Ea nu era totuși aspră. De-a lungul anilor, prințesele au crescut destul de diferit. Isabel era iubită de oamenii din Glow pentru modestia ei. Isabel, spune-ne o poveste. Doar după ce o ajut pe Madame Praline. Bine? Bine! Îți mulțumesc, Isa! Scările astea sunt o provocare! Arabel, pe de altă parte, era inundat în bogăția de haine, bijuterii și lucruri materiale. Pălăria asta îmi face nasul mare! Încearcă să iei colierul cu rubin! Acum e prea mic! Dă-mi rochia cu volane, nu volanele de rubin, perlele! Împărățirea lui Shine cu greu o cunoșteau, nu că erau deranjați, și ei erau destul de absorbiți de propria lor bogăție. Acum, prințesele împlineau 16 ani curând și cuplurile regale au decis să-și sărbătorească zilele de naștere la ambele palate. Wow! Voi ajunge în sfârșit să văd marele palat Shine! Ce fel de petrecere va găzdui palatul Glow? Întâi au sărbătorit la castelul lui Arabel. Isabel a fost imediat uluită de farmec. Oh, vai! La mulți ani, vară! Ce? Tu te îmbraci? Arabel, la mulți ani! Cum arăt? Iată! Bine! Îți mulțumesc! Petrecerea era o extravaganță. Cuplul regal nu făcuse rabat pentru iubita lor, Arabel. E un tobogan cu apă de interior? Desigur! Nu-mi spune că nu ai unul. Nu! Dar avem o grădină interioară minunată. Cu 1000 de trandafiri de aur... și 1000 de trandafiri rubin și 1000 de trandafiri smarald. Wow! Avem doar câteva sute de trandafiri sălbatici. Isabel se plimba uimită. Totul sclipea. Mâncarea, hainele, chiar și oamenii. Mă întreb cum ar fi să trăiești așa. Palatul și regatul Shine sunt așa magnifice! A venit noaptea și totodată rândul lui Isabel să găzduiască petrecerea.
Când Arabella a intrat în palatul Glow, a rămas uimită de simplitatea lui. Arabella, mă bucur că ești aici! Cât Isabelle îi arăta verișoarei uluite prin jur, ea admira priveliștea modestă. Decorul era simplu și frumos. Dar unde sunt nestematele? Strălucirea? Sclipiciul? Până și apa e lină! Păi, n-avem atâtea nestemate, doar câteva de pe coroana mea și părinții mei. Dar, Isa, mâncarea a noastră e pudrată cu aur. Da, dar a noastră are multă iubire în ea. Asta e banal. Încerc-o. Arabella a luat, reținut o mușcătură și gustul a uimit-o. Nu, am mai gustat ceva așa bun. Ți-am zis, puterea iubirii. Arabella a cunoscut câțiva prieteni de-a lui Isabelle, ce păreau să fie toți. Isabelle! La mulți ani! Vă mulțumesc! E și ziua lui Arabella. La mulți ani, Arabella! Bună? Oh, pentru mine? Mulțumesc! Arabella a fost surprinsă de căldura imensă și dragostea ce umplea regatul. Simțea o durere ciudată în inimă. Ce amuzant! Am primit toată splendoarea lumii și totuși n-am simțit niciodată atâta căldură. Mă întreb cum ar fi să trăiesc viața Isabellei. Mirosul e fascinant! Al nostru nu miroase așa minunat! Invidiez felul cum ești așa iubită de oamenii tăi! Ai mei probabil nici nu mă cunosc! Nu spune asta! Ești cea mai uimitoare persoană ce am întâlnit-o! M-ar putea cineva să nu te știe! Viața ta e așa uluitoare și sclipitoare! Aș vrea să pot trăi puțin! Și eu mi-aș dori să pot trăi pe-a ta. Îndată ce și-a pus fiecare o dorință, sufletele lor și-au schimbat trupurile imediat. Acum, Arabella era Isabelle, iar Isabelle era Arabella. Arabella? Este... ce? De ce sunt blocată în corpul tău? Ce? Ce s-a întâmplat? Sau... dorințele noastre s-au împlinit? Se uitau una la alta, confuzia lor devenind bucurie. Ne-am primit dorințele. Acum ne putem trăi viața una alteia. Dar dacă ne prindem? Oh, nu-ți face griji. Au! Tocurile astea sunt așa incomode. Tu ești cea care a spus fără regret. Obișnuiește-te cu viața sclipitoare. Și ce zici să schimbăm această expresie într-un zâmbet drăguț și blând? Noaptea a luat sfârșit. Și Isabelle s-a întors în regatul Shine al lui Arabella, iar Arabella a rămas în regatul Glow. Când Isabelle a ajuns la Shine, se zbenguia la petreceri și se sărbătorea cu toată bogăția. Rochia asta e așa drăguță, nu? Frumoasă, Arabella! Cât se plimba, a observat cât de dezvoltat era regatul. Un lift interior. Asta chiar ar ajuta-o pe doamna Praline. Uite, familia ei tocmai a pierdut o mulțime de bani și acum își poate permite doar asta. Nu e a arabe, adică a mea, prietena noastră? E săracă acum. Oh, vai, să o ajut. Arabella, îți vei murdări rochia nouă. Dar Isabelle nu luă în seamă remarcile rele. Ea află curând că, deși Shine era bogat, inimile oamenilor erau lipsite de orice strălucire. Nu le pasă unul de celălalt și se gândesc doar la bani. Nici Arabella nu avea o minge.
aflase că Isabel era implicată în toate treburile lui Glo. Aș vrea să nu fi pus dorința. Bietele mele unghii frumoase. Isabel, draga mea, ești bine? E un vierme. Da, și? Și nu mă simt prea bine. Ce? Isabel e bolnavă? Nu, nu, Isa. Adică, da, Isabel, eu. Bolnavă. Așa că mă voi întoarce și... Ce faci? Te însoțesc. Tot drumul înapoi? E o plimbare lungă. Nici o plimbare nu e lungă cu draga noastră Isabel. Wow! Nici unui prieten de-al meu nu i-a păsat de mine. Când s-a întors, a văzut că regatul Glo nu era așa de bine făcut, dar toți se ajutau unul pe celălalt. Arabel se aștepta să învețe pregătirea pentru responsabilitățile ei regale, lucru ce-l neglijase în Shine. De ce e Everdon așa diferit? Păi, Everdon Glo nu are mijloace de călătorii sau comerț. Cât prosperitatea lui Everdon Shine se datorează comerțului său cu regatul Feylight. Feylight, sursa smaraldelor mele. Dar în prezent, comerțul se poate opri. Ce? De ce? Păi, cererile lor scandaloase ar fi depășit amabilitatea față de Feylight. Oamenii din Shine sunt cam nepăsători. Adevărat. Arabel realiză ce important era un conducător și se simțea îngrozitor că pierduse timpul. E așa multă dragoste aici. Trebuie răspândită. Sunt căi prin care Glow să prospere și trebuie să mă ocup imediat. Te rog! Te rog! Vrem să ne întoarcem în corpurile noastre! Dimineața următoare, fetele s-au trezit simțindu-se uimitor. Ghiciți de ce? M-am întors! Oh, vai! Eu! Oh, ce mult mi-ai lipsit! Ne-am întors! Cele două au început imediat să facă schimbări în regat. Isabel și-a implorat tatăl să împrumute o parte din averea lui Shine să-și dezvolte tărâmul. De ce, iubirea mea? Oamenii poate-s mulțumiți, dar trebuie să le îmbunătățim viața. Dincolo, Arabel își presa tatăl să primească ajutorul ministrului comerțului din Glo. Dar avem propriul nostru ministru, Dovlecel. Te rog, e destul de inutil și cam răutăcios. Ministrul Glo e amabil și ne poate ajuta să ne întărim legăturile cu alte țări. Regii vedeau ce pasionate erau fiicele lor și au acceptat. Planul a fost un succes. Ministrul comerțului din Glo era amabil și primitor cu toate regatele străine și nu a trecut mult până când Everdon Shine a început să facă mai multă bogăție. Bogăția suplimentară a fost astfel dată lui Everdon Glo și cu asta regatul se dezvolta spectaculos. Isabel a implementat politici ce dezvolta Glo, în timp ce Arabel își educa prietenii. Wow! N-am știut niciodată că am așa talent. Surprizele se întâmplă. Cum se simte? Se simte bine. Și petrecea timp să-și schimbe oamenii, arătându-le ce iubirea încetul cu încetul. Cele două erau mulțumite de ele însele. Această escapadă magică s-a dovedit mai bună ca niciodată. Ai zis, nu-ți face griji. Și ai avut dreptate. Ți-e dor de viața sclipitoare? A fost uimitor, dar o prefer pe cea liniștită. Am auzit că ți-ai înfipt degetele îngrijite în pământ. N-a fost așa rău, dar îmi prefer mâinile fără noroi. Totuși, am învățat multe din această schimbare. La fel, dar cred că sunt mulțumită acum. Tu? La fel!
Fetele înțeleseseră că adevărata bogăție nu stă în bogăția materială, ci în bogăția inimii și în legăturile ce le creăm cu ceilalți. Numai așa putem înflori cu adevărat.